În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iată, văd cerurile deschise și pe Fiul omului stând de-a dreapta lui Dumnezeu. Bicincioși, aceasta este una dintre cele mai tulburătoare mărturii pe care cineva le-a dat despre faptul că noi aici, de jos, dacă ne uităm spre cer, putem să vedem neapărat, în afară de cercetarea milei lui Dumnezeu, putem să vedem roadele trăirii noastre proprii. Încet, încet, ziua a început să muște din noapte, întunericul începe să se predea, pentru că după 22 decembrie, ziua începe să fie cea care să câștige teren. Dimineața soarele răsare mai devreme, apune ceva mai târziu, începem să ne dăm seama de primele efecte ale Crăciunului, primele efecte ale praznicului, dar mai ales de primele efecte ale darului pe care Dumnezeu le face oamenilor. Când vă spuneam despre luna cadourilor, întotdeauna vă spuneam că paradigma sau modelul de cadou pe care trebuie să-l facem și trebuie să-l primim este acela pe care Dumnezeu însuși l-a făcut oamenilor prin trimiterea Fiului Său în lume. Dar astăzi, fiind a treia zi de Crăciun, dublată și de sărbătoarea Sfântului Arhidiacon Ștefan, este vorba de o zi reală. O zi în care prăznim pe cel întâi dintre diaconi și cel întâi dintre martiri. Martiriul, să nu credeți că s-a încheiat prin secolul 4-5 sau a mai apărut așa prin Evul Mediu și acum, vezi, Doamne, nu mai există martiraj. Martiraj există și fără să fie declarat așa cum este el. Martirajul este însă o suferință pe care cineva și-o asumă. O suferință pe care cineva o rabdă și, cum am spus și altă dată, suferința este măsura dragostei. Nu există unitate de măsură pentru dragoste decât suferința. Când știm că iubim pe cineva? Când suferim. De exemplu, când știm că ne-am săturat? Când a rămas pe masă ceva și s-a încheiat? Mă aduceți aminte și atunci când Mântuitorul a săturat 5.000 de bărbați și în afară de femei și copii și au adunat la sfârșit 12 coșuri. De ce s-au adunat coșurile acelea? Coșurile acelea de frimituri sunt mărturia faptului că cei hrăniți erau sătui. Trebuie întotdeauna să avem unități de măsură pentru fiecare categorie în parte. Și iată că martirajul pe care l-a suferit Sfântul Arhidiacon Ștefan, primul creștin martirizat pentru faptul că este creștin și mărturisește pe Hristos și pe Dumnezeu, a fost Sfântul Arhidiacon Ștefan. Și iată ce s-a întâmplat. În vremurile acelea, cei care erau declarați ca fiind parte dintr-o altă credință, altă religie, erau scoși în piață și uciși cu pietre. Și pentru faptul că Sfântul Arhidiacon Ștefan dădea mărturie despre Hristos, mărturie despre Dumnezeu Tatăl, atunci evreii l-au cercetat conform obiceiului și când au văzut că, în afară de Iahve, mărturisește și pe Hristos, Fiul lui Dumnezeu, l-au scos în piață și când au început să arunce cu pietre, Sfântul Arhidiacon Ștefan și-a ridicat privirea spre cer și a zis: iată, văd cerurile deschise și pe Fiul omului stând de-a dreapta lui Dumnezeu. Și au început mai tare să-l bată cu pietre și când era să-și încredințeze sufletul Tatălui, a spus: Doamne, în mâinile Tale încredințe sufletul meu. Apoi, uitându-se în jur, a spus: Părinte, nu le socoti lor păcatul acesta. Va să zic că unul dintre efectele suferinței pentru ceva
o suferință reală pentru ceva și mai real, este acela că te transformă. Te transformă din dorința de a te răzbuna pe cei pe care îi vezi în față că-și vor răul, să ajungi la dovada dragostei, aceea de a ruga pe Dumnezeu să nu le socotească celor care te rănesc păcatul acela. Pentru noi însă au rămas niște lucruri foarte interesante pentru ziua de astăzi. Care sunt efectele unei trăiri deosebite? Atunci când te uiți în cer și depășești momentul mărunt în care te rogi la Dumnezeu, Doamne, dă-mi, Doamne, fă-mi, Doamne, ajută-mi, după ce ai încheiat acest set de cerințe, simți nevoia, sau măcar așa ar trebui să simțim nevoia, să ridicăm privirea spre cer, nu ca să îi scodim, ci pur și simplu să ridicăm privirea spre cer. Chiar fără să facem vreo rugăciune, pentru că noi, de obicei, când ne rugăm, cerem. Foarte rar ne aducem aminte să mai și mulțumim, și mai rar ne aducem aminte că este datoria noastră să și slăvim pe Dumnezeu. Dar noi, ridicarea în sus a privirii este atunci când avem nevoie de ceva. Chiar mi-aduc aminte de fratele Dan Puri, când povestea la prima lui plecare cu avionul spre America, știind că are vreo 12-13 ore de stat în avion, a văzut după peron de la îmbarcare că vin și două femei după un ardeal cu tot felul de bagaje peste ele și când au să plece avionul, mamaile noastre au făcut 3 cruci mari. Zice, fraților, acum nu prea mi-a plăcut mie, că era lumea în avion foarte elegantă, foarte așa, dar m-am uitat la ele. E, pe la jumatea drumului începe avionul să meargă ca pe câmp, ca pe arătură. Turbulențe, săracul comandant, ca să îi mai liniștească, a zis că nu e nicio problemă, e, când îți spune comandantul că nu e problemă, atunci sunt probleme. Și mi-e zis că după 10 minute de tulburare, toată lumea din avion făcea cruci. Doamne, ajută, Doamne, să ajung, Doamne, fă-mi, Doamne, oprește, Doamne, așa, să nu cadă avionul. Singurele însă, care nu s-au tulburat deloc, dar care n-au mai făcut nicio cruce, au fost cele două femei care la început s-au închinat. Și atunci fratele Dan se duce la ele și îi mărturisește. Zice, nu vă supărați, dar atunci când a plecat avionul, am făcut 3 cruci mari. Și acum când suntem în tulburare, nu faceți nicio rugăciune? Și au spus, nu, noi cu Dumnezeu nu ne jucăm, ne-am închinat la început. Adică, fraților, trebuie să știm că dacă ne închinăm la începutul zilei, atunci când în timpul zilei vin tot felul de încercări, nu trebuie să facem din Sfânta Cruce o platoșă altfel decât este ea văzută. Apropo de această Sfântă Cruce, mi-aduc aminte când am văzut într-o scenă un boxer foarte bine dotat, un negru, musulman de alt interi, avea de învins o dita mai namilă de om alb, creștin. Și în drum spre vestiare a tras cu ochiul și a văzut că albul, creștinul, cel cu care avea el să se lupte, a făcut un semn. Nu știa el ce semnul crucii. A făcut semnul crucii. Și l-a tras deoparte pe antrenor, care e antrenor și manager, era creștin. Zice, dumneata, știi ce a făcut ăla? Păi ce? Uite așa a făcut. A, și nu, s-a închinat. Adică cum s-a închinat? Păi e semnul crucii. Dar zici și mie. Bă, n-avem timp. Nu, trebuie să zici și mie neapărat. Ce e cu ăsta? Păi de semnul crucii, că noi credem în Hristos, care a fost răstignit pe o cruce și noi ne însemnăm cu semnul ăsta. Zice, da, dar asta înseamnă că mă bate? Îl ajută la ceva semnul ăsta al crucii? Zice, dacă nu știe să lupte, nu l-ajută cu nimic. Asta nu înseamnă că puterea crucii este mică, dar puterea crucii stă și în pregătirea noastră. Acum nu mă duc eu înainte unei prăpastii, să-l avu un canion de ăsta mare, și fac semnul crucii și calc în gol. Acum, oricât de sfânt ai fi, doar sfinții care mergeau pe ape și așa mai departe, să aibă curajul ăsta, dar la mine s-a numit tupeu și aș muri de tupeu.
Nu se poate. Însemnarea cu semnul Sfintei Cruci trebuie să fie una realistă. O însemnare că suntem identificabili cu cei care ne numim creștini. Dar să știm că pe lângă însemnarea cu semnul Sfintei Cruci trebuie să fim foarte stăpâni pe ceea ce vrem, stăpâni pe ceea ce știm să facem și să facem ceea ce știm să facem și nimic altceva. Eu oricât m-aș trezui și oricât m-aș închina de 100 de ori, dacă mă sui la manșa unui avion, neștiind să conduc avioane, vă imaginați că acea Sfântă Cruce rămâne foarte bine pe trupul meu, dar cam atât. Adică, dacă nu știu să mă bat, pot să iau bătaie. Iubiți credincioși, revenind la perspectiva aceasta pe care ne prezintă astăzi Sfântul Arhidiacon Ștefan, noi am mărturisit pe Hristos născut în peștera Betleemului, l-am urmărit, știm cum a venit steaua deasupra și a stat la locul unde era pruncul, tot de sus venea și acea stea, dar, din păcate, după ce au trecut zilele acestea de Crăciun, începem să cam uităm, să uităm ce se întâmplă cu adevăratul mesaj, cu încărcătura praznicului, crezând că da, a fost ziua întâi, ziua a doua, cu maximum pe la ziua a treia și de mâine încolo se vine la Revelion. Ei, tocmai pentru acest lucru este așezat astăzi mărturia Sfântului Arhidiacon Ștefan, care ne spune, iată văd cerurile deschise și Fiul omului stând de-a dreapta lui Dumnezeu. Ce înseamnă? Un efect al trăirii creștine este a vedea cerurile deschise și a vedea realitatea de dincolo. Acesta este principalul mesaj al Evangheliei de astăzi. Noi cei care am trăit și ne-am străduit să înțelegem nașterea Domnului și mai ales să o acceptăm în noi, trebuie acum să dăm dovadă că suntem în praznic, că suntem în stare ca atunci când ne uităm spre cer să nu o facem numai ca să cerem, cum am zis, ci să ne împlinim, să ne împlinim bucuria de a fi creștini, să ne împlinim însemnarea cu semnul Sfintei Cruci pe care să o mărturisim, nu să o luăm așa ca pe o platoșă în spatele căreia să se ascundă lașitatea noastră atunci când avem de făcut cu tare lucru sau altceva. Ne învață Sfântul Arhidiacon Ștefan astăzi încă un lucru deosebit, acela că atunci când suntem loviți, trebuie să ne întrebăm la ce ne raportăm. Să zicem că suntem loviți profesional în fișa postului și ni se dublează fișa postului pentru că s-au tăiat niște norme și cei care au rămas din 20, dacă au rămas 10, bineînțeles că trebuie să facă munca de 20. Asta înseamnă un atac direct, o agresiune. La această agresiune, cum ne raportăm? Răspunsul nostru ne dă mărturie asupra faptului că ne raportăm la ceva. Și anume, dacă începem să facem depeșe pe la ITM și așa mai departe, că depășim orele de muncă și așa mai departe, înseamnă că ne raportăm la mărunțișuri care țin de ceea ce se întâmplă între noi. Dar dacă ne adunăm gândurile și spunem, Doamne, nu știu cât o să pot rezista, dar dă-le sănătate și gânduri mai bune celor care mi-au dat mai mult de lucru și nu le socoti lor păcatul acesta, ci dă-mi mie putere să pot să trec peste încercare. Acesta deja este un efect care spune despre faptul că ne-am raportat la Dumnezeu. Întotdeauna când vorbesc de raportarea la Dumnezeu, îmi aduc aminte de frumoasa replică pe care Dumnezeu se odihnească într-o fericire Patriarhul Teoctist, atunci când în anul Mântuirii 2006, după ce a fost numit Bartolomeu al XVI-lea papă, grăbindu-se sau teologisind prea tare, papa a zis că nu există o altă religie decât catolicismul. Și bineînțeles că toate ziarele au început să spună, iată ce a zis papa, una alta, fiecare să
comentezi într-un fel. Pe fericitul Teoctist n-a zis nimic, decât că în zilele acelea de mare tulburare a ceea ce spusese papa, a ajuns în aeroport, trebuia să plece departe. Și bineînțeles că aeroportul fiind plin de reporteri, pentru că știau că trec pe acolo personalități, l-a prins cineva în colț și a zis, pe fericirea voastră, ce părere aveți de ce a zis papa? M-am imaginat că nu mai conta ce a zis papa, conta ce urma să zică Teoctist, ca să-l ia la mâna a doua, la scărmănat, pe prefectul ce a zis prea fericitul despre ce a zis papa. La care prefectul a zis, zice, nu știu dacă i-a plăcut lui Dumnezeu ce a zis papa. Vedeți ce înseamnă să se raporteze omul la Dumnezeu? Puteam să se raporteze la teologie și să înceapă o dispută, și o dispută fără cel în cauză fiind de față, se numește bârfă. Bineînțeles că era o capcană sau chiar din neștiință să fi fost așa o încercare, dar s-a raportat la Dumnezeu. Dacă vom fi și noi în stare, ne raportăm la Dumnezeu pentru tot ceea ce ni se întâmplă, vom fi scutiți de foarte multe lucruri. Vom fi scutiți de ceea ce credem noi că este imposibil de rezolvat. De multe ori avem impresia falsă, de altminte, și acreditată și înțeleasă, asupra faptului că putem să schimbăm ceva. Acum vă spun un lucru foarte, foarte dur pe care mi-l asum. Adică vorba Părintele Arsenie, ce tată, voi avea o barbă mare, voi avea autoritate, dar să știi că are cine mă bate. Nu sunt întâmplă ca părintele, dar după câte un cuvânt ăsta, mai vine și bătaia. Avem falsa impresie că putem schimba ceva, dar și această schimbare trebuie să știm cum și la ce o raportăm. Dacă o raportăm la puterea noastră, dacă o raportăm la ceea ce avem în jur și la capacitatea noastră de a aduna, să zicem, mulțimi, bineînțeles că e un lucru greșit. Dacă o raportăm la Dumnezeu, vom afla foarte liniștitor un lucru. În mâna lui Dumnezeu suntem. Și dacă se întâmplă ceva, înseamnă că Dumnezeu a îngăduit. Mi-aduc aminte iar de Părintele Arsenie și zice, tată, știi că Dumnezeu știe și când să miști cu un fier de păr. Și mă gândesc eu așa la barba mea asta, mă rog, bate vântul de colo-colo, știe Dumnezeu de ea. Păi e posibil să ne îndoim că știe Dumnezeu că se întâmplă cu tare sau cu tare lucru? Ce vreau să vă spun este următorul lucru. Să nu ne mai pierdem în amănunte. Să nu ne mai pierdem în dorința de a schimba ceva, altceva decât în noi înșine. Să ne facem noi mai buni, că lumea va fi mai bună cu un om. Și Dumnezeu care are condeiul acela mare cu care trage linie, adună și vede că lumea e mai bună. Bineînțeles că dacă noi suntem mai buni decât ce am fost ieri, per total, când se trage linie, este că lumea e mai bună. Prin ce? Prin faptul că m-am schimbat eu. Așadar, nu trebuie altceva decât să fim noi mai buni. Pentru că dacă vom fi noi mai buni fiecare în parte, poate cineva de lângă noi va vedea și el că lumea e mai bună printr-un om și a doua zi va fi lumea mai bună pentru doi oameni. Iubiți credincioși, acesta este mesajul praznicului cel mare, al nașterii Domnului, dublat de aducerea aminte a momentului în care Sfântul Arhidiacon Ștefan a ridicat ochii spre cer și a zis pe cerurile deschise și pe Fiul omului stând de-a dreapta lui Dumnezeu. Dacă Fiul omului stă de-a dreapta lui Dumnezeu, înseamnă că ceva din omenire stă lângă Dumnezeu mult mai aproape decât credem noi. Și dacă stă ceva din omul din noi mai aproape de Dumnezeu, noi de ce suntem așa de ticăloși și uităm acest lucru fenomenal pe care Dumnezeu ne-a trimis? Acesta este darul pe care Dumnezeu le trimite și spuneam că trebuie să știm să primim chiar mai mult decât să dăruim. Pentru că dacă vom fi în stare să primim, cu siguranță că încet, încet vom simți nevoia de a dărui. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu.